floricel. Trebuie să mai schimbăm niște voroiște. Interesant că în această bancă găsești un cântar. Am început ziua cu sandwich-urile cu tofu. Am venit până la gara să ne uităm de niște bilete de tren. Să vedem dacă sunt mai ieftine decât busul. Pompen din Battambang. Un singur tren pe zi pleacă la ora 3 după amiază și ajunge undeva pe la 12. Am trecut 3 seri la rând pe lângă acest templu și nu l-am observat. Din cauza că am trecut seara. Aceea și reprezentare ca la Angkor Wat, la fel. E mai mare decât capul tău. Cel mai mare coconut băut. Trei minute, 70 de cinți. Mașina de spălat modernă, cam așa arată. O pungă, ca să nu se spele direct în bucată, unde s-au spălat alții. Detergentul, băgat în pungă și se începe spălarea. Cam așa ne spălăm noi hainele, la pungă. Bună dimineața! Continuăm călătoria în Cambodgia. Pornim spre Phnom Penh. Capitală. Am dormit super bine în acest loc. Am mai prelungit puțin șederea, am dat $7 pe noapte. A fost super, super ok. Și am găsit cel mai ieftin bilet spre capitală cu $10. Compania se numește Capitol. Capitolul. Balcon. Vecinii de lângă noi cred că stau mai mult timp și au pus 4 scaune, cearceaful deasupra pe sârmă și stau cu lepădurile fiecare la birou. Poate să-și facă umbră. Loc de usca hainele, aseară le-am spălat, s-au și uscat, puse pe umerașe. Să pornim! Lucky Hostel se numește acest hotel. Care e imens. Au fost foarte de treabă, ne-au dat și furculiță cuțit, am mâncat fructe în cameră, păsăturate. Mergem la piață să ne alimentăm cu ceva de drum, niște banane, un chiurtoș de banane. Singurul loc în care am găsit acest produs, chiurtoșul de banane, este delicios. Asta este chiurtoșul de banane. Așa se pune cu o cutie de bere ca să ia formă. Sunt banane prăjite. Pregătire de plecare. Chiurtoșul de banane. Care este foarte delicios. Acesta cred că este desertul tradițional. Aha, sweet, nu? O vanilla. Asta este sticky rice-ul în bam. Ia. This vanilla. Ah, vanilla. Gata. Așa arată sticky rice-ul. Un bambus se rupe după aia. Se rupe și se mănâncă. Thank you. Hai pe-l. Phnom Penh, ne așteaptă busul, acesta este. Locuri pe alese.
singur în bus. Ce loc urcăm? Am pornit spre Pompeni. Singur în bus. Cu torta de dimineață. Mic dejunul localnicilor. Sticky rice. Am greu de văd aici. Cum e? Sticky. Sticky. După cum am spus, Capitol, cea mai ieftină companie de transport. Am panicat că suntem singuri în minibusul ăsta. Dar de fapt ne duce la unul mare. Ăsta e busul. Stai să arunc ăsta, că aș vrea să-l arunc. A, uite, în spate tu. Data o femeie tamarindo. Tamarindo. Ce bun e. Dulce acrișor. Consistență ca de gem. Moschea verde. Pompeni. Am ajuns în Pompeni după 5 ore de mers cu busul. Asta înseamnă eco, un tuk-tuk cu panou solar. Tot cu Capitol spre Chep. Au și mașinărie, limba engleză. Poți să găsești o grămadă de destinații. Au și un sigur. Mergem în Chep. Ne-am luat bilete pentru Chep. Băgăm 2,5 km pe jos până la cazare. Cazarea cea mai ieftină, bineînțeles, din Pompeni. Pompeni. Să începem cu un coconut de reveneală. Trei minute, unu, care înseamnă 70 de cenți aproape. Ne-am întors la hostelul Vani, unde am stat și se modernizează pe zi ce trece. Au pus un dulap pentru încălțări. Ne aduce cheia să ne băgăm încălțările. Înainte era asta care e aici. Și pe lângă apă ne-a dat și banane. Banane și apă din partea casei. Ne-am instalat în altă cameră, 9 euro pe noapte. Dacă vrei și air condition, air condiționat, 4 dolari pe noapte. Aceasta este camera. Ce este drept, este mai scump în capitală decât în alte părți. Cel puțin în Battambang am stat cu 7 dolari și arăta lux camera. Aha. Și aici e ok că e curat. Asta e important. Bine, ați venit la piața locală din Pompeni Russian Market. Peștișorii. Scoicile.
Mai devreme erau pești ăștia din Ligheanul Verde, au sărit pe afară și a venit tipa asta, l-a dat cu un lighean în cap și a pus la loc. Băuțe, carne. Căpșune. Ghearele sunt la mare consum în Cambodgia. Am văzut în multe locuri ghiare prăjite și fructul pe care nu l-am încercat încă, snake fruit. Ar trebui să luăm. Ar trebui să luăm, da. Să un fil. Uite-l. Toate fructele sunt așezate pe coși de banană. Cireșele. Jackfruit? Hai, jackfruit, da. Hello. How much e jackfruit? $3 un kilogram. De 5.000. Mm, da. Au trecut mai devreme niște spanioli și ziceau când au trecut pe lângă carnea asta. Ai, que asco! Ce scârbos! Chiar e puțin scârbos și mai și miroase de multe ori. Sosul picant de casă la sticluțe, porumbul fiert. Se pregătește terasa pentru seara aceasta, fiecare vine cu postul de lucru, își montează grătarul și se pregătește mâncarea. De obicei, majoritatea vin cu scuterul, opresc, își iau la pachet în punguță și pleacă. Sucurile naturale și trestia de zahăr. Mare haos la traversare. Și cineva care își așteaptă cu minte stăpânul să-și facă cumpărăturile. Pești. Ghearele deja pregătite. Castraveți? Un sac de castraveți? Am oprit la o înghețată. Oh, ce mașinărie! De înghețată. Așa se face, nu? Ca și la un trubaj gheața. Nice! 2000. Cu ce credeți că este înghețată asta? Cu fasole! Înghețată cu fasole, prima oară mâncată. Premieră. Ce e interesant că orice afacere este mobilă. Motocicleta este legată direct de frigiderul de înghețată.
Când se plictisește, pleacă în alt loc. Mergem după ceva fructe. Hai, luăm de la aia, da. Jackfruit. Hello. Tot felul de dubioșenii care miros urât. Ia uite cum se taie puiul aici. Hai un pic, da? Ne-am oprit să mâncăm lângă Russian Market. Am comandat un crab fried rice și seafood fried rice, shrimp fried rice. Vine cu o supică din partea casei. Aici avem condimentele. Este usturoi murat și canto și în loc de sare, bineînțeles, zahăr, soia și un pic de canto, chili sauce.